A fost stabilită calendarul alegerilor parlamentare și prezidențiale din acest an. Cetățenii sunt așteptați la urne în trei duminici, respectiv pe 24 noiembrie, pe 1 decembrie și pe 8 decembrie. Vă dau câteva repere ale acestui calendar. 24 septembrie, data limită până la care alegătorii care doresc să voteze în străinătate trebuie să se înregistreze în registrul electoral ca alegător în străinătate, prin intermediul formularului online aflat pe site-ul Autorității Electorale Permanente. 5 octombrie este data limită pentru depunerea candidaturilor și a semnelor electorale la Biroul Electoral Central. 6 octombrie este termenul pentru stabilirea orarului pentru campanie electorală și repartizarea timpilor de antenă pentru accesul candidaților la serviciile publice de radio și televiziune. 10 octombrie, data limită până la care se comunică către birourile electorale județene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului București și biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate, candidaturile și semnele electorale în ordinea în care au fost depuse. 12 octombrie este data limită până la care biroul electoral central stabilește ordinea înscrierii candidaților pe buletinul de vot. 25 octombrie, începerea campaniei electorale, 23 noiembrie, ora 7 dimineața, încheierea campaniei electorale. 6 noiembrie, data limită pentru stabilirea sediilor secțiilor de votare din străinătate. 22 noiembrie, între orele locale 12 și 21, prima zi a votării în străinătate. 23 noiembrie, a doua zi a votării în străinătate. Votul începe în a doua zi la ora 7 dimineața, ora locală, și se încheie la ora 21. 24 noiembrie este ziua votării în țară. Votul începe la ora 7 dimineața și se închide la orele 21. Pentru al doilea tur de scrutin, calendarul este următorul. 29 noiembrie, aducerea la cunoștință opiniei publice a celor doi candidați care vor participa la al doilea tur de scrutin. 29 noiembrie este și începerea campaniei electorale pentru al doilea tur de scrutin. 30 noiembrie, stabilirea orarului pentru campanie electorală și repartizarea timpilor de antenă pentru accesul candidaților la serviciile publice de radio și de televiziune. 6 decembrie, ora 12, începerea votării în străinătate. 6 decembrie, ora 21, încheierea votării în străinătate, ore locale. 7 decembrie, ora 7, încheierea campaniei electorale la nivel național, iar 8 decembrie este ziua votării pentru turul al doilea. Votul se desfășoară între orele 7 dimineața și 9 seara. Suma pentru alegerile prezidențiale din acest an se ridică la 1,39 de miliarde de lei. Tony Greblă a și motivat de ce sunt cheltuielile mai mari pentru alegerile prezidențiale. Cheltuielile sunt un pic mai mari pentru alegerea președintelui din două motive. Un motiv este legat de faptul că alegerile pentru cetățenii români aflați în străinătate se desfășoară cu o zi în plus, vineri, sâmbătă și duminică. Ziceam vineri după amiaza, dar este considerată zi întreagă. Vineri, sâmbătă și duminică, spre deosebire de parlamentare, unde nu este decât sâmbătă și duminică în străinătate. Și de asemenea, probabil va fi organizat și un al doilea tur de scrutin, ceea ce înseamnă prelungirea activității birourilor electorale de secție și așa mai departe, cu cel puțin cu 5 zile în plus. Și e vorba de cheltuielile pentru indemnizațiile membrilor birourilor electorale pe ierarhia lor pentru alegerile prezidențiale, dacă se organizează un al doilea tur. Este vorba de personalul tehnic auxiliar, ca să fiu mai bine înțeles, și de asemenea este vorba de plata personalului Ministerului Afacerilor Interne, care se ocupă de paza, măsurile de ordine și de siguranță publică în perioada în care se organizează inclusiv al doilea tur de scrutin pentru prezidențiale. Pentru alegerile parlamentare, votanții din străinătate își pot exprima opinia politică și sâmbătă, iar pentru cele prezidențiale, vineri după amiază, sâmbătă și duminică.